De astăzi, Banca Națională pune în circulație monede metalice de 1, 2, 5 și 10 lei. Se întâmplă după 25 de ani de la emiterea leului moldovenesc. Potrivit BNM, noile monede sunt introduse ca urmare a unui amplu studiu economic cu privire la utilizarea banilor în numerar în Republica Moldova. Mai mult, guvernatorul BNM spune că în felul acesta va putea optimiza utilizarea banilor în numerar conform celor mai bune practici internaționale, iar noile monede vor avea o durată de viață mult mai mare decât bancnotele. Am demarat această inițiativă acum un an, în iunie, și a venit de la o, dacă vreți, de la o constatare tehnică. Bancnotele de mică valoare se uzează foarte repede și ca consecință au o durată de viață extrem de scurtă. Pentru Banca Națională, înlocuirea bancnotelor cu monede metalice reprezintă o sursă de economie importantă a costurilor de producție, care se numără în sute de milioane de lei. La eveniment a fost și președintele Parlamentului, care a declarat că apariția unor noi monede înseamnă și un nou standard de calitate. Moneda națională este o expresie a suveranității, a independenței unui stat și a nivelului de dezvoltare a unui stat. Cred că prin introducerea monedei naționale la nivel de monedă metalică, noi ajungem și noi la un standard de calitate. Monedele de 1 leu și de 2 lei sunt confecționate din oțel placat cu nichel și au o nuanță argintie. Cele de 5 și 10 lei mai conțin și alamă. Centrul monedei de 5 lei este argintiu înconjurat de un inel auriu, iar pentru moneda de 10 lei, centrul este auriu înconjurat de un inel argintiu. Astfel, bancnotele de 5 și 10 lei vor fi folosite în paralel cu monedele de 5 și 10 lei, iar cele de 1 leu treptat vor fi scoase din circulație. Reprezentanții BNM spun că acestea au fost făcute în așa fel încât dacă le pui una lângă alta, cele patru monede formează pe o parte stema de stat a Republicii Moldova, iar pe verso capul de bour. Noile monede întrunesc cele mai înalte standarde de calitate și elemente cu un nivel înalt de siguranță, care asigură o protecție eficientă împotriva contrafacerii.